Așa cum am promis, în această perioadă am elaborat ghidurile metodologice, ghiduri pentru organizarea și desfășurarea activităților în cadrul unităților de învățământ. Aceste ghiduri sunt organizate pe fiecare nivel. Avem ghiduri pentru educație timpurie, ghiduri pentru învățământ preșcolar, deci, dar și pentru primar, gimnazial, liceal, vocațional, învățământ profesional și tehnic și, nu în ultimul rând, pentru învățământul special. De asemenea, în cadrul Ministerului Educației au fost realizate reperele metodologice pentru începutul de an școlar. Aceste repere metodologice vin în sprijinul cadrelor didactice. Astfel, profesorii vor putea reduce decalajele în ceea ce privește modalitatea de predare din timpul suspendării cursurilor. Prin urmare, pot face o analiză referitoare la ceea ce aveau în planificarea calendaristică realizată înainte de suspendarea cursurilor, ce anume s-a predat în timpul suspendării cursurilor și ceea ce elevul a reținut în perioada în care învățământul s-a mutat în spațiul online. De asemenea, am elaborat toate metodologiile pentru examenele naționale organizate în anul școlar 2020-2021. Nu în ultimul rând, s-a realizat și noul regulament de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar. Și în acest nou regulament veți regăsi ceea ce am promis încă de la începutul mandatului meu. Și anume, veți regăsi debirocratizarea activității didactice. Mai mult decât atât, sunt prevăzute măsuri în așa fel încât activitatea cadrului didactic să se concentreze asupra elevului și nu asupra realizării hârtiilor. Prin urmare, comisia de tăiat hârtii realizată la nivelul Ministerului Educației și Cercetării a propus reducerea acestui număr de hârtii și iată că se și realizează. Tot în această perioadă au fost realizate filmări pentru proiectul pe care Ministerul Educației îl are în parteneriat cu Televiziunea Română. Și vorbim aici despre proiectul Teleșcoala. Profesorii deja filmează lecțiile, pentru ca în momentul în care vom deschide cursurile să fie deja difuzate acele filmări, acele lecții de pregătire pentru elevii din clasele a 8-a și a 12-a. Pentru că am primit din partea părinților, din partea elevilor, dar și pentru că profesorii au solicitat să continuăm cu elaborarea testelor de antrenament, vă anunț că am decis să continuăm și să facem săptămânal teste de antrenament pentru elevii care susțin examenele naționale.